Într-o permanentă căutare de atragerea atenției presei, liberalii mehedințeni par să fie din ce în ce mai dornici să iasă în față. Ultima ispravă, o conferință de presă organizată de șeful PNL Mehedinți, Liviu Mazilu, care a vorbit despre bugetul țării. În aceste zile, prioritatea numărul unu a României este bugetul de stat, care are implicații politice foarte mari, dar mai ales implicații sociale și implicații în mod evident economice și care țin de contextul agravării crizei mondiale și de lipsa perspectivelor economiei românești. Al doilea punct al conferinței liberale l-a reprezentat sistemul de sănătate din Mehedinți. Din punctul de vedere al lui Mazilu, în județul nostru sunt cadre medicale din plin pentru toate specializările. Se propune doar o cosmetizare a acestei situații nefericite pentru populație. Mai mult decât atât, un consilier județean PDL, doamna dr. Gianu, a tras concluzia și a spus că avem o mare problemă cu în ceea ce privește cadrele de specialitate medicale. Liviu Mazilu uită de faptul că multe secții ale Spitalului Județean duc lipsă de medici specialiști. În schimb, liberalii au aflat în cadrul conferinței de presă de o nouă posibilă plecare a unui primar din USL. Edilul PSD din comuna Poroina Mare, Dan Anuța, este în discuții avansate cu reprezentanții UNEPR Mehedinți pentru o nouă candidatură în 2012.